Iisus a zis, scoală-te, ia patul tău și umblă. Și îndată omul s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. După aceasta, Iisus l-a aflat în templu și i-a spus, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Atunci omul a plecat și a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut pe el sănătos. Preacucenici părinți, drept slăbitori creștini, Hristos a înviat! În toată această perioadă post-pascală, când folosim acest salut de vestire și de mărturisire a învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, până la sărbătoarea înălțării sale la cer, pericopele evanghelice duminicale, rânduite să fie lecturate la Sfânta Liturghie, scot în evidență aproape exclusiv dimensiunea dumnezeiască a slujirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și puterea sa tămăduitoare, nemărginită, prin minunile și vindecările miraculoase relatate. Dacă în duminica a doua, după Paști, am asistat la vindecarea de îndoială a Sfântului Apostol Toma și duminica trecută am văzut cum femeile mironosițe au fost vindecate de teamă și de întristare, în duminica aceasta, a patra după Paști, ne este adus în atenție vindecarea de paralizia unui slăbonog. Urmând ca viitoarele două duminici să aflăm despre vindecarea femeii samarinence de păcatul desfrâului și apoi să luăm parte la îndoita vindecare sufletească și trupească a orbului de naștere. Biserica ne pune astfel înainte proniator în această perioadă, ca în fiecare an și în acest an dedicat pastorației și îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română, prin intermediul unor evenimente deosebite relatate în textele Nou Testamentare. Această serie de minuni și de vindecări miraculoase, săvârșite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și multe exemple pilduitoare de credință, de răbdare, de asumare a suferinței, de perseverență și de speranță. Prin aceasta, Biserica ne arată, ca și în cazul paraliticului de astăzi, prezentat în Evanghelia după Ioan, la capitolul 5, versetele de la 1 la 15, că boala și suferința poate fi un dar de la Dumnezeu, prin care omul își poate recupera viața săvârșită în păcate, așezându-o pe coordonatele esențiale ale trăirii duhovnicești, autentice, și în lumina lui Hristos și prin purtarea permanentă de grijă a Bisericii, suferința poate fi vindecătoare și mântuitoare. Evenimentul acesta miraculos prezentat în Evanghelia de astăzi a avut loc în Ierusalim, după cum ni se spune, lângă poarta oilor, mai precis la scăldătoarea Bitesda, acolo unde, conform tradiției iudaice, un înger cobora din când în când și tulbura apa și cel care intra primul după tulburarea apei în scăldătoare se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Sfinții părinți ai Bisericii spun că îngerul acesta care tulbura apa și aducea vindecarea celui care intra întâi după tulburarea apei era o prefigurare a Harului Tainei Sfântului Botez. Cu deosebirea că în Vechiul Testament Harul era dăruit ca arvună, în timp ce în Biserica lui Hristos Harul iertării și al vindecării
al păcatelor și al bolii, al suferinței, este dăruit în plinătate. Asta spune, cu alte cuvinte, și preafericitul Părinte Patriarh Daniel într-una din predicele sale la această duminică. Biserica este spațiul vindecării sau locul ridicării prin harul vindecător și mântuitor al Sfintelor Taine, a botezului, a pocăinței, a Sfântului Maslu și a Sfintei Euharistii, deoarece Biserica este trupul tainic al lui Hristos cel răstignit și înviat, plin de harul Preasfintei Treimi. Vizita Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iubiți credincioși, la Scăldătoarea de la Bitesda, nu este una întâmplătoare, ci are un scop bine determinat. În mulțimea de bolnavi de aici, era și un om apăsat de o grea și lungă suferință trupească, o paralizie de 38 de ani, și care își aștepta cu o incredibilă speranță răbdătoare vindecarea. Și nu întâmplător Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dintre toți acești bolnavi care zăceau în jurul Scăldătoarei miraculoase de la Bitesda, Iisus își îndreaptă atenția către acesta și îl vindecă. Pe de o parte, Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește să scoată în evidență credința, răbdarea, asumarea cu demnitate a acestei suferințe și nădejdea Lui că se va face bine. Iar pe de altă parte, Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește ca mulțimea care era prezentă acolo să audă motivul pentru care acesta nu putea ajunge în Scăldătoare să se vindece, adică singurătatea, lipsa apropiaților, prietenilor și oamenilor altruiști care să-l ia și să-l arunce în Scăldătoare. Și în același timp, Mântuitorul Hristos dorește ca mulțimea aceasta prezentă acolo să vadă iubirea și lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu față de om, chiar și în momentele acestea lipsite de speranță, în situații limită, lipsite de orice fel de speranță. Au auzit aceea, au înțeles cei de atunci, înțelegem și noi cei de acum, că în orice situație nefavorabilă, când ajutorul oamenilor întârzie să apară, există speranță. Așa cum exclama într-o predică și vrednicul de pomenire, mitropolitul Antonie Flămădeal al Ardealului: nu ai om să știi că îl ai pe Dumnezeu. Când cei de lângă noi nu vor mai vrea sau nu doresc să ne ajute din vari motive, să-i cerem din toată ființa noastră ajutorul Dumnezeu și Dumnezeu cu siguranță ne va răspunde chemării noastre și ne va ajuta și ne va vindeca, cum l-a vindecat și pe slăbănogul din Evanghelia de astăzi, căruia Domnul Iisus i-a spus: scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Și îndată omul s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Vedem, iubiți credincioși, în pericopa evanghelică de astăzi, că Hristos nu-l ajută pe slăbănog să intre în Scăldătoare, în apa vindecătoare, ci îl eliberează pur și simplu de suferința lui, făcând infinit mai mult decât acesta se aștepta. Hristos nu face ceea ce ar fi trebuit să facă omul, un simplu gest de bunătate, ci El face cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu. În micul univers trist și dominat de neputință al slăbănogului, pătrunde Hristos, Mântuitorul, care dă speranță și îl vindecă. Așa cum și în cazul nostru se întâmplă, când Dumnezeu intervine discret în viața noastră, aproape insesizabil, și ne dă speranță, ne ajută și ne vindecă.
Mai vedem că omul însănătoșit nu știe cine este cel care l-a vindecat pe el, căci Iisus, ne spune Evanghelia, se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. În smerenia sa, ca de fiecare dată Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu a vrut să iasă El în evidență, ci s-a ascuns, așa cum se ascunde în mod obișnuit în spatele preoților, în spatele medicilor, a tratamentelor și a vindecărilor miraculoase. Vine însă momentul când Mântuitorul, după ce îl vindecă pe slăbănoc, se reîntâlnește cu el în templu și atrage atenția. Iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ție ceva mai rău. Arătând că la baza suferinței lui a stat păcatul și în sens mai larg există o legătură de cauzalitate între neputința lui trupească și starea lui sufletească. Aceste cuvinte reclamă în același timp pedagogia morală a bisericii noastre, avertizmentul părintesc al Sfinților Părinți ai Bisericii de a nu mai săvârși păcatul, acesta fiind un minim act de recunoștință față de toate binefacerile lui Dumnezeu față de noi. Sfinții Părinți ai Bisericii noastre ne învață aproape toți la unison că nu în mod întâmplător și fără motive vin peste noi toate bolile și suferințele, ci de cele mai multe ori din cauza trecutului nostru păcătos. Și că atunci când suntem într-o situație ca aceasta, noi suntem datori și trebuie să ne străduim pe cât ne este cu putință să descifrăm semnificația și pedagogia. Iată ce spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în acest sens. Când vine peste tine încercarea pe neașteptate, cercetează-i scopul și vei afla mijlocul de a te folosi de ea. Majoritatea Sfinților Părinți ai Bisericii noastre evidențiază faptul că prin boală și prin suferință lucrează providența lui Dumnezeu. Și omul care suferă cu răbdare, cu credință, cu speranță, descoperă această importantă pedagogie a bolii. Subliniind acest fapt, Sfântul Ioan de Kronstadt, un sfânt mai apropiat zilelor noastre, care se împărtășea totdeauna cu fața scăldată în lacrimi și care, spre sfârșitul vieții sale pământești, a fost greu încercat de boală, dar a îndurat cu multă demnitate, cu blândețe, cu răbdare și cu rugăciune de mulțumire boala. Ne îndeamnă să aruncăm o privire optimistă asupra suferinței, care poate ne paște pe fiecare dintre noi oricând. El spune, ești bolnav și boala ta este apăsătoare, ești abătut și descurajat, ești tulburat și agitat de gânduri, unele mai negre decât altele. Inima și buzele tale sunt gata să murmure, să hulească împotriva lui Dumnezeu. Fratele meu, ascultă un sfat sincer, du-ți boala cu curaj. Nu numai să nu te descurajezi, ci dacă poți, bucură-te. O să mă întreb de ce să te bucuri când ești chinuit din toate părțile. Bucură-te de faptul că Domnul ți-a trimis această pedeapsă trupească ca să-ți curățească sufletul de bolile sale și să te mântuiască. Desigur, iubiți credincioși, nu trebuie înțeles de aici că biserica noastră, prin învățăturile ei, prin învățăturile Sfinților Părinți, propovăduiește suferința și iubește boala și moartea, ci ea ne învață după modelul lui Hristos cum trebuie să ne le asumăm pe toate acestea. Biserica ne vorbește într-adevăr despre boală, suferință și moarte, dar în același timp ne vorbește și despre vindecare, despre bucurie și despre înviere. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin moartea și învierea sa, a anihilat pentru totdeauna moartea și suferința. De asemenea, Evangheliile ne spun că de fiecare dată când Hristos s-a întâlnit cu
suferința și boala oamenilor nu a rămas indiferent, ci a vindecat, așa cum s-a întâmplat și cu slăbănogul din Evanghelia de astăzi. Reținem de aici că restabilirea sănătății depline, nu doar a cele fizice, ci și a celei sufletești, trebuie să aibă drept scop restabilirea comuniunii, a legăturii ontologice dintre om și Dumnezeu. În acest sens, trebuie să privească omul aflat într-o asemenea situație, în boală grea sau suferință, sau în fața morții chiar, să aibă o atitudine demnă spre întâlnirea cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, experiind bucuria învierii și, în același timp, să aibă o atitudine demnă spre comuniunea deplină cu toate cele trei persoane ale Preasfintei Treimi. Căci ne-ai creat pe noi, Doamne, și de liniștit este sufletul nostru până când nu se va odihni întru Tine, spunea atât de frumos fericitul Augustin în lucrarea sa Confessiones, care a fost tradusă și publicată în limba română sub titlul de Mărturisiri în volumul 64 al colecției Părinți și Scriitori Bisericești, apărut la editura Institutului Bibliei și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române. Biserica ne vorbește tot timpul despre bucuria învierii, iubiți credincioși, mai ales în perioada aceasta post-pascală, după cum spuneam. De fapt, toată istoria creștinismului nu este altceva decât istoria unei singure și unice minuni, a minunii învierii lui Hristos, care se continuă neîntrerupt în inimile creștinilor, zi de zi, an de an, veac de veac, până la cea de-a doua venire a sa. Remarca un alt sfânt apropiat de zilele noastre, prieten al părintelui nostru, Cleopa Ilie, de la Mănăstirea Silvestria, și el propus spre canonizare de către biserica noastră, Sfântul Iustin Popovici din Serbia, care odată cu trecerea sa la cele veșnice în anul 1979, s-a vrâncit și el de această mare bucurie a învierii. Bucurie care poate fi anticipată și pregustată și de noi, încă din viața aceasta, dacă ne străduim, să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu, să fim ascultători și să îi înțelegem pedagogia Lui cu noi și, cunoscându-L, să rămânem în comuniune permanentă cu El, așa cum ne învață și Sfântul Evagrie Ponticul, un mare ascet și eremit al secolului al IV-lea, considerat Părintele literaturii duhovnicești, ale cărui frumoase și înțelepte cuvinte aș dori acum, spre încheiere, să vi le pun și dumneavoastră la inimă. În adâncul lui, omul tinde spre fericire și toate eforturile sale merg în acest sens. Dar adevărata fericire, să știți că decurge exclusiv din adevărata cunoaștere. Plăcută este mierea și dulce este fagurele, dar cunoașterea lui Dumnezeu e mai dulce decât amândouă și decât orice avem noi pe pământ. Așa ne spune Sfântul Evagrie Ponticul, așa ne spun toți Sfinții Părinți ai Bisericii noastre, că odată cu această înțelegere duhovnicească a vieții noastre pământești, dobândită prin cunoașterea lui Dumnezeu și a comuniunea noastră permanentă cu El, boala și suferința devin nu doar suportabile, ci ele pot fi pentru noi mult folositoare și aducătoare de vindecare și de mântuire. Așadar, să învățăm, iubiți credincioși, din Evanghelia de astăzi, credința, răbdarea, asumarea suferinței, perseverența paraliticului de la Bitesda și să ne rugăm Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, să ne ajute să transformăm boala și suferința noastră, oricare ar fi aceea, în speranță de îndreptare și de vindecare și în multă bucurie duhovnicească, care nu este altceva decât bucurie a învierii. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Cel întreime închinat și slăvit, care pe toate le rânduiește pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Amin. Amin. Hristos a înviat! Amin.